Cea de-a 10-a ediție a Târgului de Îmbrăcăminte și Încălțăminte și-a deschis porțile pentru giurgiuveni la galeriile de artă din centrul orașului. Producătorii români veniți din diferite colțuri ale țării le oferă clienților haine de piele, haine de blană, încălțăminte de damă și bărbați și genți. Prețurile la încălțămintea de damă pornesc de la 120 de lei, iar pentru bărbați de la 110 lei. Ceva mai scumpe sunt însă gecile de piele, costurile acestora ajungând până la 950 de lei. Deși târgul s-a deschis de două zile, comercianții spun că vânzările merg neașteptat de bine. Aveți vânzare? Da, în general venim la Giurgiu pentru că venim de maxim două ori pe an. Am început să ne cunoască produsele, încercăm să aducem produse de calitate, suntem producători. Lucrăm atât pentru piața internă cât și pentru piața externă. Am început de dimineață, au venit ceva clienți, am vândut două hăinuțe acum. Așteptăm. Din ce parte a țării veniți? Sebișul de Arad, județul Arad. Sunteți pentru prima oară la Giurgiu? A doua oară. Și ați fost mulțumit? Prima dată, da, a fost binișor. Acum să vedem. Sperăm să fie mai bine, dar nu știm până la final. Calitatea produselor este confirmată și de domnul Alexandru Paraschivescu, care spune că nu a ratat nicio ediție a târgului și de fiecare dată și-a cumpărat cel puțin câte două perechi de pantofi. De fiecare dată când a fost câte un târg am venit. Că sunt produse foarte bune și de calitate. Spuneți-mi, ce v-ați cumpărat de aici, de la târg? Păi, de încălțăminte pentru soție, ba chiar și câte două perechi din fiecare. O geantă. Sunteți mulțumit de marfă? Foarte mulțumit. Una din persoanele care se ocupă de organizare spune că târgul a devenit o tradiție și se bucură de un real succes de fiecare dată, indiferent de anotimpul în care este organizat. Într-o societate în care suntem în permanență invadați de produse de import, în special produsele chinezești, produsele turcești, consider că este binevenit acest târg organizat în orașul nostru. Un târg la care avem doar producătorii și doar produse românești și așteptăm pe giurgiuveni să vină să le vadă, să le probeze, de ce nu l-au, adică chiar să le cumpere. În fiecare zi a târgului vor fi aduse noi produse, în special pentru doamne, pentru că ele știm că sunt mari cumpărătoare. Cei ce vor să încerce produsele românești o pot face până duminică 27 octombrie, între orele 10-19.